Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Ce faci când vezi că un polițist comite o măgărie? Ce mai vezi de drum? Asta, treci mai departe. Nu? Normal, da. Nu. Nu. În Pitești, iată, un șofer cu spirit civic a atras atenția unui polițist că a deschis portiera pe marginea drumului fără să se asigure. Și în plus, autospecial a staționat neregulamentar în apropierea unei intersecții. Să-l numim mai departe pe cetățean Zoro. Bun, asta, Zoro. Deci, avea și înregistrare, mă rog, avea cameră de bord. Ok. Filmarea e postată de jurnaliștii de la epitești.ro și iată, șoferul trece pe lângă un echipaj de poliție care e pe dreapta și au ușa mașinii larg deschisă să fie aer condiționat. Și omul oprește în dreptul mașinii de poliție și le zice agenților, citez, o să-ți iau ușa dacă mai parchezi aici. Păi așa se parchează în intersecție? Normal, așa te oprești și atragi atenția. Omului nu așa îmi face. Replica polițistului fiind, care e problema? Da, bravo. Clasic. Ce ai pățit, boss? Care-i treaba, mă? Care-i problema? De ce nu putem să spunem mulțumesc și închid portiera și la revedere? Ați văzut că în țara asta, dacă încerci să-i atragi cuiva atenția că a făcut o greșeală... Se supără. Da. Oamenii au un comportament pasiv-agresiv îngrozitor. Da. În loc să spună, mulțumesc că m-ai ajutat să nu mai greșesc, nu? Ce vrem? Eu mai pățesc asta, le fac semn când trec pe lângă cei care n-au semnalizat și erau în fața mea, când ajung în dreptul lor, le fac semn că puteau semnaliza. Da. Și brusc, știi, și fac semn, lasă geamul jos, să lasă jos și zic, nu ți-am făcut nimic, doar ți-am zis că era bine să semnalizezi. Și sunt uimiți așa, știi, că se așteaptă să urli la ei, să ceva. Fără înjurătură, zici? Fără. Fără. Deci, de ce o fi reacția asta? Nu știu. Sunt mulți care citesc pe buze și e periculos. Da. Bun, în Pitești, deci omul a făcut asta, m-a plecat mai departe, mulțumit probabil că și-a făcut datoria civică de a semnaliza un pericol, în scurt timp din spate girofar și megafon. Trage pe dreapta Mazda! Și a tras pe dreapta Mazda. Luca, tu erai? Da. Document, Mazda, mergea cu Mazda. Ai făcut special sau ăla chiar avea Mazda? Nu, că așa este, citez. Am crezut că... Trage pe dreapta Mazda. Asta am făcut special. Că vrei să mă sperii pe mine. Trage pe dreapta. Și i-a cerut documentele, după verificare, polițistul i-a cerut să-i prezinte și dotarea mașinii. De când ai mai auzit asta? Asta după vremea lui Ceaușescu. Atunci se mai întâmpla. Dotarea mașinii. Ai găsit dotarea vreodată? Dotarea mașinii? Ce? Da. Uite! Mașina e trei prevăzută cu triunghi reflectorizant, trusă medicală. Ce mai ai tu pe acolo de pus, știi? Dacă le ai. Am găsit la tata în portbagaj două triunghiuri de-alea. Foarte bune. Și am luat unul, l-am pus în Mazda. Dar nu știu, că am și uitat, că am vrut să-l întreb și am uitat. Trebuie să ai două, să pui unul față, unul spate? Dacă ai găsit două, trebuie să păstrezi două. Nu știm cum să pune unul în spate, sigur. Nu am luat nu eu ca să am unul pentru în spate. Da, dar 25 de metri sau 15 sau ceva. Da. Da. Da, adevărat. De extintor când? Ai? De 10 ani. Asta e extintor? Ce extintor? Extintorul e fresh. Da. Da. Bun, deci i-au dat amendă șoferului 725 de lei. Mamă, de ce? Pentru că trusa medicală era expirată. Asta. Atâta e amenda? Da. Nu o să-mi iau trusa azi. Deci i-au dat dânsului. Dar cine vrei? Nu, dar pe bune, acum serios. Vezi? Că discutam despre asta. În România, mă, dacă îi atragi unui atenția că a greșit, vine și te amendează. Când spui tu mie că am greșit, de ce sunt oamenii de nesiguri pe ei? Adică de ce cred că dacă le spune cineva că au greșit, îi minimizează, îi șterge cu ei pe jos. Care e problema? Mă, mai greșești, îi mulțumesc frumos, gata, merg mai departe. Mi-ai zis că am greșit? Ia stai să vezi. Hai să vedem dacă ai greșit și tu. Ia să văd eu ce. Cum îți permiți să-mi spui tu mie că am greșit când tu greșești? Ia fii atent. Fiecare vrea să fie boss în domeniul lui. Da. Nu contează da. În ce domeniu activează. Da. În cazul ăsta era polițist. Știi? Foarte crispați. Da. Hai să-ți arăt că eu sunt, de fapt, sunt mai șmecher decât tine. Sunt bossul tău. Ești șmecher cu mine, mă? Îmi zici tu mie că am greșit? Ia fii atent, mă, că eu sunt șmecher între tine și stabilim o ierarhie de șmecheri acum. Bă, nimic. Domnul Luca, trageți pe dreapta, cu Mazda. Pe dreapta, Mazda. Cealaltă dreapta. Dar megafonul tău este foarte sus. E un pic stricat. Da. Megafonul nu face așa. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.